Da, într adevăr, astfel de tratamente sunt interzise prin legea 257/2013 care modifică și completează legea 272 din 2004, privind protecția drepturilor copilului. Direcția pentru protecția copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice a prezentat modificările aduse legii marcând astfel ziua internațională a drepturilor copilului sărbătorită în fiecare an pe 20 noiembrie. Directorul Direcției pentru Protecția Copilului, Elena Tudor, a declarat că pentru încălcarea acestor prevederi legale au fost prevăzute și sancțiuni, personalul didactic și nedidactic putând fi amendat cu sume cuprinse între 1000 și 2500 de lei.